Bine v-am găsit! Săptămâna care urmează este una în care vom resimți din plin încălzirea atmosferei, astfel că, după gelul din ultima perioadă, ne vom bucura de maxime de primăvară autentică care pot ajunge chiar spre valori de 16-18 grade. Precipitațiile slabe cantitativ vor prefera mai ales în weekend vestul, nordul, centrul și estul țării, doar la munte mai vorbim de ninsori și de ceva strat de zăpadă. Din punct de vedere sinoptic, săptămâna care urmează menține țara noastră, cel puțin până aproape de weekend, tot sub influența unui câmp de presiune ridicată, asociată dorsale anticiclonului Azoric, anticiclon care va domina bună parte din continentul european. Abia spre weekend este posibil ca izobarele unui nucleu de presionar cu origine în zona nordică, ciclon islandez, să avanseze și spre regiunile țării noastre și să împingă anticiclonul spre sud. Din punct de vedere al circulației maselor de aer, în primele zile ale săptămânii avem parte de o poziționare neutră a țării noastre, având la nord-vest o masă de aer foarte cald, cu abateri pozitive, care se pot duce chiar și spre plus 12 grade, în timp ce în sud-est, mai ales în bazinul Mării Negre, se va poziționa un aer foarte rece, cu abateri termice negative și spre minus 12 grade. Începând cu ziua de miercuri, intrăm pe o circulație atlantică vest-est, ceea ce nu poate însemna decât advecție caldă, iar pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă vom avea abateri pozitive la 850 hectopascali, adică la 1,5 km altitudine, care pot ajunge și la plus 8, plus 10 grade față în normalul perioadei. Încheiem săptămâna cu o nouă schimbare de circulație, acum dinspre nord-vest, care va transporta spre regiunea țării noastre aer mai rece. Ne așteaptă o săptămână în care predominante vor fi valorile minime negative. Astfel, la nivel întregii țări, vorbim de valori de minus 3, minus 4 grade, spre minus 7, minus 8 grade, cu valori sub pragul gelului prin nordul orientalilor, minus 12, minus 13 grade. Marți aduce o încălzire semnificativă la valorile minime prin Moldova, nordul Dobrogei, regiuni unde putem atinge și temperaturi de 2-3 grade. În restul țării rămânem cu minime negative, vorbim aici de minus 1, minus 3, minus 4 grade, mai ales prin Oltenia, Muntenia, zonele montane, iar pe crestele montane bifăm o nouă noapte geroasă, cu minime de minus 10, minus 11 grade. Ziua de miercuri nu aduce schimbări la nivelul minimelor, nici la distribuția lor pe zone. Astfel că vom avea aceleași temperaturi ca pe parcursul dimineții de marți. Joi, în schimb, revenim la minime negative la nivelul întregii țări, de la minus 3 spre minus 5, minus 6 grade, mai ales prin Transilvania, Moldova. La munte avem din nou o noapte geroasă cu temperaturi care coboară spre minus 13, minus 15 grade. Pentru dimineața de vineri, de interes ar fi o ușoară încălzire în Crișana, sud-vest Oltenii, Maramureș, regiune unde vom avea parte de minime spre 1-2 grade. În weekend încălzirea este evidentă și progresivă. Sâmbătă vorbim de minime chiar spre 6-7 grade prin Banat, Crișana, Oltenia, 2-4 grade prin restul țării, pentru ca duminică să avem minime de 6-8 grade la nivelul întregii țări. Maximele. Luni, maximele pleacă de la minus 2, minus 1 grad prin depresiunile Transilvaniei, minus 4, minus 5 grade pe creste și urcă până la minus 5, minus 7, până la 5-7 grade prin restul țării, cu excepția nordului Moldovei, 2-3 grade. Marți, maxime de 5-7-8 grade în cea mai mare parte a țării, iar Transilvania, Maramureș, 1-3 grade. La munte, maxime negative, minus 1, minus 2 grade, cu minus 4, minus 6 grade pe creste. Miercuri așteptăm maxime de 7-9 grade prin Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, respectiv 2-4 grade în restul țării. Maximele de joi nu vor varia foarte mult de la o regiune la alta, vorbim de temperaturi cuprinse între 5-7, maxim 8 grade, cu valori un pic mai ridicate spre 9 grade prin Banat și sudul extrem al muntei. Începând de vineri, vorbim de o încălzire evidentă și de temperaturi de primăvară prin multe zone ale țării. Astfel, prin Oltenia, Muntenia vor fi 11-13 grade, iar prin sudul extrem al Olteniei chiar 14 grade. În Transilvania, Crișana, Maramureș, 5-7 grade, restul țării 8-10 grade. La munte, maxim jurul pragului de 0 grade, minus 1 spre 1 grad, cu minus 2, minus 3 grade pe creste. Sâmbătă, Oltenia atinge 16-17 grade posibil, în timp ce prin Muntenia, Dobrogea, Moldova, Banat vor fi valori de 10-12 grade. Prin sudul Transilvaniei, Crișana, Maramureș ne oprim la 7-8 grade, prin nordul și estul Transilvaniei, zonele montane, maximele de sâmbătă nu vor depăși 1-3 grade. Încheiem săptămâna tot cu maxime de primăvară, de data aceasta Muntenia va trage lozul cel mare cu 15-17 grade, Oltenia, sudul Moldovei, Dobrogea,
cu 12-13 grade, în timp ce prin nordul Moldovei, Transilvania, Mara Mureș nu vor fi mai mult de 6-8 grade. Pe crestele montane revin maximele negative, -13-5 grade. Din punct de vedere al precipitațiilor, luni avem parte de câteva ploi slabe prin Moldova, respectiv ninsori slabe prin zonele montane. Aceeași distribuție a precipitațiilor se postează și pentru noaptea de luni spre marți, ploi în Moldova, ninsori la munte. După amiaza, un nou val de ploi pătrunde în Moldova dinspre nord-est, iar la munte vor continua ninsorile, dar și Lapovița. Noaptea de marți spre miercuri aduce ploi și Lapovița și prin sudul Dobrogei, iar în prima parte a zilei ar putea avea ceva ploi slabe și prin estul Muntenii. Dacă joi avem parte de o zi fără precipitații la nivelul întregii țări, lucrurile se schimbă odată cu a doua parte a dimineții de vineri. Așa cum menționam și la contextul sinoptic, spre țara noastră va avansa talvegul unei depresiuni islandeze care va pătrunde prin Maramureș, nordul Crișanei, aducând ploi, iar în zonele mai înalte Lapovița și ninsori. După amiaza mai vorbim de ploi prin nordul Moldovei, ninsori prin depresiunile Transilvaniei și zonele montane. Până la finalul zilei, ploile traversează Moldova, apar și prin estul Muntenii, sudul Banatului, iar la munte avem toată pleiada de precipitații, ploi, Lapovița și ninsori. Sâmbătă și duminică va ploua cam prin tot nordul, vestul și estul țării, așadar prin Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, iar în zonele montane vor predomina Lapovița și ninsorile. Va fi o săptămână extrem de săracă în precipitații, acestea vor lipsi cu desăvârșire prin Ortenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, iar în restul regiunilor abia vor acumula un 3-5 litri pe metru pătrat. Ceva mai bine va fi în zonele montane, 6-10 litri pe metru pătrat, iar în nordul orientalul și Maramureș se pot acumula și 15-20 de litri pe metru pătrat. În ceea ce privește stratul de zăpadă, stratul de zăpadă care a acoperit mare parte din țară va dispărea, astfel că cei care vor să mai aibă parte de un peisaj alb de iarnă trebuie să meargă în zonele montane, acolo unde avem zăpadă din belșug, cu un strat care depășește 50-60 de centimetri, iar pe unele creste se apropie chiar și de 100 de centimetri. Și după cum am văzut și în prognoza detaliată de mai devreme, ninsorile vor continua și pe parcursul acestei săptămâni, astfel că stratul de zăpadă de la munte nu este deloc în pericol. Așadar, ne dezmorțim. Ne dezmorțim bine săptămâna aceasta. Rămâne să vedem dacă încălzirea care a venit acum va fi o încălzire și de durată sau dacă vremea ne mai pregătește și alte surprize. Pentru toate acestea, ca de obicei, vă invităm să rămâneți alături de comunitatea Prognoze Meteo pe toate rețelele sociale, rețele sociale unde ne găsiți sub același nume, Prognoze Meteo. Vă mulțumim și vă dorim să aveți parte de o săptămână minunată!